Aleluia! Aleluia! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Apostol și Evanghelist Marcu citire. Și îndată ieșind din apă, a văzut ce... Rămâi, Bogdan! Te-a antrenat pentru momentul de astăzi? Da, am mai făcut două băi înainte. Apa rece? Da. Ce rece. Crezi că se va întâmpla acum? Pentru tine, tu pentru... Mi-ajută Dumnezeu. Mi-ajută Dumnezeu. Și ce ți-ai dori anul ăsta să ți se îndeplinească? Sănătate. Sănătate. Sănătate în primul rând. Multă, da. Aia e bună în tot anul. Ai mai prins-o până acum? Da, acum vreo 7 ani, 6 ani numai. Și cum a fost atunci? Ai avut un an bun? Da. Ăsta și mai bun. Ești credincios? Sau orice om. De unde ai rezistat în apa foarte mărăcinin. Rece? Da, da. Cum e apa? Caldă. Acum e cald, nu mai e frig. Nu mai e gen. Nu mai e. Dar sigur nu vei răci acum, nu? Nu, niciodată n-am răcit. Nici nu răcesc. Are grijă... Are grijă Dumnezeu. Tocmai de ea. Ești fericit? Da, foarte fericit. Ia la cum e tu aia la Turcia? E de la tine. Da, bă, te simt dragi. Da, îți fac și lucrul ăsta. Și ceilalți doi unde aici. Sunt? Eu. A, voi sus? Da. Felicitări. Da. Cine prinde crucea, așa, înseamnă că e o persoană binecuvântată, în care credință, care nădejde și că face acest legământ să se jertfească pentru credință, pentru Hristos. Da. Acesta e sensul. Aploade vă botează. Da. A plouat de bobotează, a nins zilele trecute, e minunat, este vremea cea mai frumoasă. E semn că Dumnezeu ne iubește. Dacă ne dă ploaie și zăpadă și apă, înseamnă că încă mai este viață pe pământ. Binecuvântare și bucurie tuturor care luați aghiazmă, apă sfințită. Este un râu sfânt, părinte. Da, apa Buzăului este sfințită prin martiriul Sfântul Mucenic Savă la anul 372, pe 12 aprilie, care a fost matrizat pe malul Buzăul, aici în apa Buzăului, și de atunci ne aducem aminte de curajul acestui mare martir, Sfântul Sava, și e singurul râu din România care a dat bisericii și țării un sfânt. De aceea
e bine să venim în fiecare an noi buzoieni la Apa Buzeului ca să prindem curaj și sfințenie. Și totuși câteodată vine furios. Apa, când vine apa furioasă, înseamnă că avem noi oameni păcate în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu uneori prin natură se răzbună, adică ne dă o lecție de îndreptare, nu de pierire, ci doar de îndreptare către El și să facem bine în lumea aceasta și să iubim pacea.